Aș vrea să vă provoc în minutele care ne-au mai rămas cu întrebarea aceasta încuietoare. Cine va câștiga războiul? Și aș vrea să dau un răspuns așa în dungă încă de la început. Dacă vă gândiți la ăsta din Ucraina, o să vă spun cine o să-l câștige, globaliștii și americanii. Da? Și cu asta am terminat predica, dacă vreți, pe sistemul ăsta. Pentru că noi ne focalizăm foarte mult pe niște detalii care deja sunt descoperite și atâta ne chinuim să vedem, bă, cum o fi, de unde, deja avem tot background-ul, avem zugrăvit în spate de Dumnezeu și noi stăm să mai reinventăm ceva ce deja se știe, da? Pentru că în capitolul 13 din Cartea Apocalipsei ni se spune cu niște detalii ca în ghicitoarea aia, mănăstire într-un picior, ghiciu percăcei, da? Este foarte clar, s-a descoperit cine este prima fiară care a chinuit creștinătatea în Evul Mediu, după aceea care este puiuțul ei venit după ea, căruia îi dă toată autoritatea, toată puterea. Se spune că se va instaura o dictatură mondială și asta este clar, Dumnezeu spune, Iisus Hristos spune lucrul ăsta, ăsta este tabloul general în care ne aflăm. Bun, astea nu țin de noi, ține de Dumnezeu, ține de actorii lumii acesteia, dar care este partea noastră? Aici este miezul problemei. Pentru că până la urmă, dacă ține de Dumnezeu și dacă ține de alții, ceea ce se întâmplă în lume, oricât de multe demonstrații, oricât de multă voință aș avea eu și dumneavoastră, tot nu putem să schimbăm nimic. Observați, nu? Să demonstrează în lume, să fie pace, să termine cu crizele, cu austeritățile, să rezolvă ceva? Nothing. Absolut nimic. De ce? Pentru că lucrurile astea, spune Domnul Hristos, trebuie, rețineți cuvântul ăsta, îl repetă el, trebuie să se întâmple. Deci sunt niște imperative profetice pe care trebuie să le vedem. Și nu avem cum să le ocolim cu meeting-uri, cu demonstrații. Da, mai demonstrezi, dar nu rezolv mare lucru cu asta. Marea bătălie nu se dă aici, unde noi nu avem influență. Marea bătălie se dă în interiorul nostru. Și îmi place foarte mult că la sfârșitul capitolului 13, unde noi ne blocăm de cele mai multe ori, am citit capitolul 13, bă, semnul fiare, vine dictatura, nu știu ce, să fie omorâți, gata, ne oprim acolo. Și începem să luăm așa ca o sperietoare pentru oameni. Ai văzut ce se întâmplă, Apocalipsa? Uite, vine semnul fiare, uite sabat, uite nu știu ce, uite. Dar nu le spunem Evanghelia de aici. Știți unde am descoperit Evanghelia? În capitolul 14. În capitolul 13, profeția ne descrie ce este mai cumplit, ce poate să se întâmple și în capitolul 14 vine vestea bună. Ioan are o schimbare de viziune bruscă după ce vede fiarele foarte încrâncenate împotriva copiilor lui Dumnezeu și împotriva noastră și acum vedem că încep să-și înfigă colții peste tot, da? Și tentacolele. Că vorbim de ecologii și de tirania lor, că vorbim de energie, că vorbim de economie, că vorbim de alte aspecte, de media și alte mijloace prin care lucrează, toate lucrează împreună ca să strângă din ce în ce mai mult libertățile și drepturile, astfel încât oamenii să fie terorizați și să renunțe la ceea ce le-a dat Dumnezeu mai scump, adică chipul său. Spune Ioan, după ce se schimbă panorama, apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. O cântare nouă. Oare cum arată oamenii ăștia care poartă pe frunte numele lui Dumnezeu? Și aici iar am făcut o mare greșeală. Ne-am focusat pe un moralism și am început să facem liste cu păcate. Ăștia nu fac asta, ăștia nu fac asta, ăștia nu fac asta. Normal că sunt oameni de bine, că n-or fi criminali în serie și oameni care pun la cale ceea ce pun unii astăzi.
Dar nu despre asta este vorba. Dacă vorbim de chipul lui Dumnezeu, la cine să mă uit în primul rând ca să văd dacă port chipul lui? La cine? La Iisus, nu? Și în momentul când mă uit la modul în care a trăit El pe pământ, încep să văd, semăn cu El sau nu? Trecând dincolo de listele astea cu păcate pe care le-am făcut ca să-i manipulăm pe alții, ce avea specific și unic Iisus Hristos? Personalitate puternică. Nu-L duceai cu povești, cu manipulări, cu chestii din astea. Doi, dacă știa că are dreptate, chiar dacă toți erau împotriva Lui, El spunea, ăsta este adevărul. Lucru pe care noi nu-l mai avem. Da, dacă majoritatea zice într-un fel, hai că o scăldăm și noi, o mai îndulcim un pic ca să cădem corect politic. Iisus niciodată n-a vrut să fie corect politic. Și nici nu s-a amestecat în politică. De ce? Pentru că întotdeauna este o mare minciună și nu rezolv nimic cu ea. Și bă, dă-i cezarului ce-ți cere impozitele, că nu o scos la capăt cu el, oricât ai vrea, tot vine după tine să-ți bată capul, dăm, dă-i și lasă-l în pace. Și oricât de mult te implica în politică, n-ai să schimbi prin politică nimic. Și de asta nu s-a implicat în politică, n-a vrut să se implice acolo. Și a spus, dacă vrei să faci o schimbare, în primul rând trebuie să fii tu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și ce ziceți, a reușit? Sau nu? Da. Nu a schimbat sistemele politice, pentru că astea sunt pierdute. N-ai ce să schimbi la ele. Corupție de sus până jos, de jos, sus, stânga, dreapta, n-ai. Mai găsești câte un om pe aici, pe acolo. Nu schimbi sistemele politice. N-ai cum să le schimbi. Dar poți să-i ajuți pe oameni să se schimbe. Și poți să ai o influență atât de puternică și de periculoasă pentru unii, încât să vrea să te omoare. Tu ești singur, ei sunt mulți. Așa s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Pentru că spunea adevărul și pentru că era vertical, întotdeauna polariza lumea în două. Și noi știți ce facem? Luăm adevărul ăsta și îl tocăm mărunt. Dacă sunt numai singur, n-are rost să fac nimic. Fals. Dacă sunt singur și Dumnezeu este cu mine, eu împart lumea în două. Așa s-a întâmplat și cu Noe și cu oamenii mari ai lui Dumnezeu. Și știți cât de mult urăsc oamenii lucrul ăsta? Pentru că în momentul în care ești diferit, unic, dar nu ciudat și straniu, așa cum se face portretul cretin al cetățeanului planetar care are 100 de piercing, 1000 de tatuaje, nu știi ce-i, băiat, fată, bărbat, femeie și așa mai departe, și ăsta este unic. Nu despre unicitatea asta ciudată vorbim, ci despre acea unicitate nobilă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și în momentul în care tu ai această direcție, împarți lumea în două. Și încep să fie o problemă de conștiință pentru toți aceia care și-au vândut curajul și integritate. Și atunci oamenii încep să te urască și să zică, bă, dar ce mă s-a trezit ăsta, mă? Dar nu e ăsta feciorul lui Iosif? Nu e ăsta fiul tâmplarului? De unde a apărut, mă, și ăsta aici? Să ne spună nouă că... Nu? Pentru că Iisus a fost o mustrare pentru oameni prin atitudinea aceasta. Au personalitate, cei care sunt după chipul lui Dumnezeu, au putere, au influență, au capacitatea de a spune nu, capacitatea de a spune adevărul atunci când el este trântit jos. Îmi place foarte mult că în capitolul 14 sunt prezentate veștile bune. Veștile bune, Evanghelia veșnică. În toată această frământare socială, istorică pe care o întâlnim în lumea noastră, și am văzut trei îngeri zburând prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică să o ducă tuturor locuitorilor pământului. Evanghelia aceasta a eliberării de puterea întunericului. Evanghelia aceasta a puterii pe care Dumnezeu ți-o dă în momentul în care tu crezi ceea ce spune El aici. Și mă bucur foarte mult că dacă până anii trecuți nu știam cum se va întâmpla lucrul acesta, cum se va duce vestea bună în întreaga lume,
astăzi nu cred că mai are cineva îndoieli. Dacă pe lângă această capcană a digitalizării există și binecuvântările astea că poți să fii oriunde, oricând, cu ajutorul tehnologiei. Și asta ne ajută să putem să dăm această luptă. El zicea, pe aici, pe acolo, să nu supere pe nimeni, cu multă frică, cu mare grijă să nu supere pe cineva, să fie corect politic, să nu deranjeze pe cineva, nu? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Nu? Așa scrie în Biblia noastră? Știți care e termenul în greacă pentru glasare? Megafone! Adică cu glas de tunet, cu glas puternic. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. A sosit ceasul judecății lui, nu? Apoi urmează îngerii unul după altul și după mesajul îngerilor sunt două categorii de oameni. Unii care se chinuie zi și noapte și știți care se chinuie? Nu aia care îl urmează pe Dumnezeu, care au chipul mielului. Ci aceia care zic da să trăiți. Ăștia zice că se chinuie foarte mult. Și după ei sunt prezentați aceia care îl iubesc pe Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților. Tot m-am întrebat de ce zice de răbdarea sfinților. Pentru că vor fi atâta de insistenți și atâta de pisălogi și atâta de manipulatori și sunt. Te toacă mărunt până zici ca ei, până cedezi. Și zice, trebuie să ai răbdare. Multă răbdare să reziști până când adevărul iese la suprafață. Exact cum s-a întâmplat și cu perioada asta pandemiei. A trebuit să ai multă răbdare să vezi de unde iese adevărul. Și l-au recunoscut deja. În N situații au început să recunoască și au început să apară minciunile care au fost prezentate atunci. Dar a trebuit să ai o răbdare de fier. Să ai răbdare până când toate lucrurile astea se termină. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și bineînțeles, urmează și o altă treime de îngeri care aduc judecățile lui Dumnezeu. Dacă vedeți în partea ultimă a pasajului biblic din capitolul 14, sunt acei trei îngeri care aduc nenorocirile lui Dumnezeu și pedeapsa pentru aceia care, nu pentru că au fost nelegiuiți, au fost și nelegiuiți, au lăsat ca acest chip al lui Dumnezeu să fie șters din sufletul lor. Și uitați-vă la profilul oamenilor care lasă ca acest chip al lui Dumnezeu să fie șters. Nu mai au personalitate, nu mai au curaj, nu mai au zâmbet, nu mai au acea putere interioară. Te uiți la ei, parcă te uiți la niște lemne. Sunt foarte descurajați, depresivi și foarte debusolați, dezorientați. Și asta nu vrea Dumnezeu de la noi. Asta vrea ca să... Dumnezeu vrea ca să avem acel dinamism, acea putere prin care să dăm o direcție, să-i orientăm pe oameni și să le arătăm pe unde să meargă. Capitolul 15 îmi place foarte mult și aș vrea să mă apropii de final. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 orgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și după asta spune, am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Fiți atenți. Despre ce biruitori vorbește aici? Despre puteri politice? Despre organizații? Avem nevoie și de astea. Despre nu știu ce grupări mari de credincioși? Despre cine vorbește? Care sunt biruitorii? Cine sunt biruitorii? Sunt indivizi. Fiecare în parte. Care poartă chipul lui Dumnezeu. Asta este diferența între modul în care conduce Dumnezeu și modul în care conduce diavolul.
Dumnezeu vrea să conducă indivizi cu personalitate, cu individualitate, cu dragoste, care își păstrează unicitatea. Diavolul vrea să conducă turme de idioți și de tâmpiți, care zic da să trăiți în linie, care n-au părere, care n-au opinie, care nu se opun, care spun întotdeauna da, care și-au tocit moralitatea și conștiința. Zice, pe marea aceasta de sticlă stăteau biruitorii fiari. Și biruitorii putem să fim fiecare dintre noi. Asta este vestea mare. Nu vă băgați în problemele lui Dumnezeu. Da, ele ne sunt date ca o hartă, ca să știm ce se întâmplă și când se întâmplă, să credem, să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Dar marea luptă este să ne păstrăm credința în suflet și să avem acea încredere că Dumnezeu ne va ajuta să ajungem acasă. Și atunci, indiferent că se întâmplă nu știu ce, că se lansează bombe, rachete și toate celelalte, eu stau atât de liniștit. Stau atât de fără stres, fără probleme, că dacă e să mor, nicio problemă. Chiar spuneau câțiva care au făcut studii la Hiroshima și Nagasaki cu bombele astea atomice, nu nucleare, astea sunt mai periculoase nuclearele, la bombele atomice spunea că unii oameni pur și simplu s-au evaporat, nu i-au mai găsit. Atât de mare a fost forța și căldura că s-au evaporat. Păi și atunci, într-o secundă, uști, nu mai ești, nu mai știi nimic. Și următoarea secundă este întâlnirea cu Dumnezeu. Și atunci de ce atâta stres? Lucrurile astea nu le putem controla. Dar ceea ce putem controla este să avem încredere în Dumnezeu și în puterea Lui. Și orice s-ar întâmpla în jurul nostru, știm că noi vom fi învingători. Asta nu înseamnă că trebuie să fii cu capul în nori, să nu fii responsabil, să nu fii ancorat în realitate. Dar știi că orice se întâmplă în lumea asta, tu ești biruitor cu Dumnezeu. Și ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Războiul va fi câștigat de aceia care rămân lângă Dumnezeu. Asta este partea bună, partea știută. Cine stă lângă Dumnezeu este învingător. Iar legat de fiarele și balaurii ăștia, știm cine vor învinge pentru un timp, da? Ca să arate că, de fapt, nu pot să învingă pe aceia care rămân lângă Dumnezeu. Este extraordinar mesajul ăsta. Și îmi place atât de mult pentru că aduce liniște și pace în sufletul nostru. Și dacă am ști cum să-l spunem lumii, mai ales în contextul în care foarte mulți vor să fie pe val cu mesajele acestea, sunt sigur că oamenii sunt foarte pregătiți acum să-l asculte. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste cuvinte inspirate pe care le-a pus aici și cred că dacă noi credem aceste cuvinte, n-avem motive să fim stresați. N-avem motive să ne pierdem cumpătul și credința și încrederea în Dumnezeu. Pentru că biruitorii sunt cei care își păstrează chipul lui Dumnezeu și aceia care rămân lângă Dumnezeu. Vă doresc multă putere, multă încredere, multă credință și lăsați-i pe cei care se stresează, că ăștia n-au liniște, zice în psalm, cei răi n-au pace. Dar știți că sunt și cei răi neprihăniți? Legaliști, nici ăștia n-au pace. Fariseii, nici ăștia n-au pace. Aveau pace când veneau pe lângă Hristos, fierbeau. Aveau pureci, nu puteau să stea liniștiți. Da? Dar zice, dacă tu ești cu Dumnezeu, stai liniștit. Și orice se întâmplă, ești în mâna Lui. Domnul să ne ajute să avem încredere în cuvântul acesta și să ne aducă la victorie. Amin. Amin.